Salut și bine v-am găsit la un nou clip. Ei bine, astăzi vreau să vă prezint o metodă naturală cu un produs natural pentru a scăpa de păduchii de găină din cotețe. Pot spune că acum o săptămână și ceva am experimentat alături de un prieten și am avut rezultate foarte, foarte bune. Ei bine, acest produs este oțetul, care îl găsim în bucătăria fiecăruia și vreau să vă spun modul cum am făcut, cum am procedat pentru a scăpa de păduchi. Ei bine, el nu ucide păduchi, dar substanța lui activă pur și simplu îi descompune, îi descompune membrele și în același timp nu mai dă, nu o să mai se mulțească, distruge și ouăle. Doza care am folosit-o eu la încotețe pentru a aplica și a scăpa de păduchi de găină, atenție, nu am dat pe găini, pur și simplu am scos afară găinile, am stropit bine bine în cotețe, am închis cotețul. Seara am dat mai devreme drumul, am aerisit, au intrat găinile fără nicio problemă. Doza care am folosit a fost de 1 litru de oțet plus 1 litru de apă. Le-am amestecat foarte bine și după aceea am pus într-un pulverizator din acela de 2 litri și am pulverizat foarte bine prin tot cotețul. Atenție, dacă nu aerisit foarte bine, să aveți o mască ceva sau dacă aveți posibilitatea, puteți stropi și de afară, a nu inhala prea mult mirosul acela. Folosiți-l și dumneavoastră, aștept să-mi scrieți mesaj care ați folosit această metodă. Vă rog să-mi scrieți ce rezultate ați avut. Rezultatele care le-am avut au fost chiar neașteptat de bune. Eu v-am mai prezentat și altă schemă, dar aceea conține insecticide. Dar am vrut să caut și ceva natural, care e la îndemâna fiecăruia și care am avut rezultatele foarte, foarte bune. Mulțumesc și sper că a fost de folos acest scurt filmuleț. La revedere!